Salutare tuturor, mă numesc eu Gian. Cea mai veche gumă de mestecat datează din epoca neolitică, veche de 5.000 de ani și era preparată din coajă de mesteacăn. Dar v-ați pus vreodată întrebarea care sunt ingredientele la guma de mestecat care o consumați unii din voi zilnic? Luați un pachet de gume și citiți. Pentru cine nu știe, guma de mestecat conține aproape exclusivitate numai produse derivate chimice. Da, așa e. Cea pe care o preparați nu e dăunătoare, doar dacă nu o să exagerați cu prea mult zahăr. Ingredientele sunt un pahar cu zahăr, suc, gelatină și un ou. Ou? Ou pentru gume? De unde e acest rețet? Mi-e plac ouă de găină. Chiar dacă toți din jur critică, neîncetat, n-am uitat. Dacă te-ai plictisit să fii mereu mințit, avem o soluție. Primul album de rap al lui GMC. Ascultând acest material, vei începe să vezi adevărul. Versurile transmit realitatea pe care mulți refuză să o vadă și se vede de departe că totul este făcut cu dăruire și din pură pasiune. Albumul va apărea destul de curând pe iTunes și în format fizic CD. Iar o piesă din cadrul acestea va beneficia de un videoclip ce va conține idei cât mai originale. Dacă totul decurge cum trebuie, albumul va fi lansat în vara anului 2017 în mai multe orașe din România. Până atunci nu rămâne decât să vă invit să ascultați albumul și să-l încurajați pe băiat dacă vă place ceea ce face. Aveți un link în descriere. Bagă mare cu practica. Modul de preparare este simplu. Într-un recipient turnați zahărul și 3 linguri de suc. Amestecăm. Apoi luăm 3 linguri de gelatină, turnăm sucul rămas și lăsăm 10 minute să se umfle. Din nou vom extrage albușul și cu mixerul îl vom amesteca până se face o astfel de spumă. Castronul cu zahăr îl punem la foc mic și topim zahărul, amestecăm periodic caramela primită. În același timp, punem gelatina în microundă pentru 2 minute, dacă nu aveți în cuptor tot e bine. După ce o scoatem din cuptor, această substanță lichidă trebuie amestecată până ce se transformă în suc, după care o turnăm în albușul pregătit deja și o amestecăm cu mixerul. Urmează caramela de zahăr, care o amestecăm și pe ea aproximativ 2 minute. O turnăm într-o formă, dar nu înainte să-i punem la fund hârtie pentru copt. După ce se răcește la temperatura camerei, o puneți în frigider pentru o oră. Cam așa arată guma de mestecat. O feliuță de gumă o veți mesteca 2-3 minute până se va topi. Este foarte elastică, însă baloane nu o să puteți face cu această gumă. În curând, cum să faci gumă de mestecat din cauciuc? Abonează-te pentru a nu pierde acest episod. Filmulețele voastre le aștept pe pagina de Facebook, linkul îl găsiți în descriere. Și linkul la Instagram tot acolo îl găsești. Pune degetul în sus, abonează-te pentru mai multe episoade interesante. Vă salut! Acolo am niște sticle foarte înghețate și sunt pe de mine. Vedeți? Aparatul lucrează.